Domnule Calipa, astăzi 7 martie 1969, îmi permit să vă iau un mic interviu neoficial în calitate de consătean și de fost colaborator al revistei dumneavoastră Viața Basarabiei, interviu în care să se poată vedea întreaga dumneavoastră activitate culturală și politică pusă în slujba provinciei noastre dintre Prut și Nistru. Doresc ca aceste câteva cuvinte pe care dumneavoastră le veți rosti să rămână întipărite pentru ca generațiile viitoare să poată auzi odată vocea aceluia care a fost, pe drept cuvânt, tribunul Basarabiei noastre. Ce puteți să spuneți, domnule Halipa, despre locurile copilăriei dumneavoastră? Despre cuvolta noastră, care este satul în care ne-am născut și eu și dumneatare, este un sat moldovenesc ca atâtea sute și mii de sate din Basarabia noastră. El este așezat pe un mal și altul al râușorului Cubolda, care a fost zăgăzuit de un iaz și a format un lac foarte frumos, unde noi, în copilărie, am trăit cele mai fericite vremuri, unde ne scăldam, unde ne hârjoneam, unde prindeam pește și raci, și aceasta este cea mai puternică impresie care mi-a rămas și mie și probabil și dumneatale în minte. Unde v-ați făcut studiile secundare și universitare? Școala am început-o chiar la Cubolta, ferește, și învățătorul meu a fost Gheorghe Bârcă, care ne învăța în limba rusească, pentru că pe vremea aceea limba noastră românească nu era admisă nici în școală, nici în biserică, nici în administrație, nici în justiție. Tata m-a dat la învățătură cu gândul ca eu să ajung odată ceea ce vroise el în tinerețea lui, să ajung preot. Și de aceea, după ce am terminat școala din Cubolta, m-a dus la Edineț. Edinețul avea o școală spirituală cu 4 clase. Eu însă n-am reușit în prima clasă, pentru că nu știam bine rusește. Și am fost admis numai în clasa preparatoare. După aceea, însă, am mers cu învățătura destul de bine și am absolvit cele 4 clase și de acolo tata m-a trimis la Chișinău. La Chișinău eu trebuia să intru în studiul științelor teologice pentru ca să ajung preot. Chișinăul m-a impresionat adânc, pentru că era un oraș așa de mare, cum nu văzusem până atunci. Și m-am deprins cu dânsul numai trăind cei 6 ani cât a durat învățătura la seminar. Am avut ca profesori tot ruși, dar totuși, printre dânșii mai erau și 2-3 moldoveni care aveau conștiință moldovenească și eu am fost bucuros să am și atenția și prietenia lor. Însă, cel care m-a influențat mai mult a fost fratele meu, care era subinspector la acel seminar și el se ocupa, pe lângă serviciul lui școlar, cu cercetarea documentelor din trecutul moldovenesc al provinciei. Era secretarul și conducătorul, de fapt, al Comisiei Arhivelor Statului și a editat 3 mari volume care au fost foarte mult apreciate și în provincia noastră, și în Rusia, dar mai ales la noi aici, în România.
Mi-aduc aminte când stăteam eu în gazdă la fratele meu, cum primea el scrisori de la Bogdan Petriceicu Hâșdău, de la Nicolae Iorga, de la istoricianul de la Iași, Alexandru Xenopol, și aceștia îi cereau mereu să le trimeată acele documente pe care el le descoperea. În perioada terminării războiului mondial, al primului război mondial, când a avut loc actul Unirii, dumneavoastră ați jucat un rol preponderant în acest act al Unirii. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre sfatul țării și despre unirea Basarabiei cu patria mamă. Înainte de a merge cu povestirea despre sfatul țării, eu trebuie să spun că noi a trebuit să avem o activitate pregătitoare și în 1906 noi am scos la Chișinău cel din tâi ziar moldovenesc pe care l-am intitulat Basarabia. Se scria titlul acestui ziar cu litere latine, iar restul ziarului era tipărit cu bucea rusească. Acest ziar a avut o mare însemnătate în viața politică a noastră a Basarabiei. Deși el a existat de-abia numai 10 luni și mereu era confiscat și mereu noi întâmpinam dificultăți din partea administrației, el a trezit o mulțime de oameni care au început să se intereseze de problema moldovenească, românească la drept vorbind, pentru că între moldoveni și între români nu este nicio deosebire etnografică. Cu prilejul colaborării mele la acest ziar pe care îl conducea Manolache Gavriliță și unde secretar de redacție la început a fost Ion Pelevan, eu am fost unul care am pus ideea organizării economice și politice a țărănimii. Și de pe atunci am început să agit ideea unei ligi țărănești. Acesta era începutul Partidului Țărănesc pe care mai târziu l-am organizat în toată Basarabia și pe care l-am și condus tot timpul până la cedarea Basarabiei din nou către Rusia. Dar, povestind lucrurile în chip natural, trebuie să spun că ziarul Basarabia a fost acela care i-a trezit pe moldoveni din somnolența lor. Până atunci, absolut nimeni din Basarabia nu vorbea în chip liber despre existența unei națiuni românești în Basarabia. Dar când noi am scos acest ziar și când noi am tipărit și imnul de redeșteptare a neamului Deșteaptă-te Române, atunci toată lumea a înțeles că, într-adevăr, este o problemă națională. Ceea ce a fost interesant este că socialiștii revoluționari, în partidul cărora eu eram înscris, au înțeles că am perfectă dreptate. Înainte de a face politică socialistă, eu trebuie să fac o politică națională de deșteptare a moldovenilor, pentru ca ei să participe conștient la toate fenomenele vieții. Am reușit, numai într-o măsură, pentru că ziarul, după 10 luni de existență, a fost închis. Și eu, pentru ca să nu mă lipsesc de studii universitare, nu m-am mai dus undeva în vreun oraș universitar din Rusia, ci pur și simplu am trecut prutul, m-am dus la Iași și m-am înscris la istorie
literatură și geografie a Universității de la Iași. Am avut marele noroc că acolo, pe vremea aceea, rectorul universității era un basarabean al nostru, Constantin Stere, care, pe vremuri, în tinerețea lui, fusese și el un agitator pentru cauza națională și ajunsese ca socialist și ca revoluționar în Siberia. Și a stat în Siberia destulă vreme, mi se pare vreo 10 ani, dar după terminarea sau după fuga lui din Siberia, el a venit în România și a impresionat cercurile universitare și culturale de la Iași cu o vastă pregătire în problemele și politice și culturale, încât desăvârșându-și studiile fără ca să deie și vreo lucrare de doctorat, a fost angajat prin concurs la Facultatea de Drept și a predat dreptul constituțional. E bine, Stere a fost acela care, în 1906, a venit invitat de noi și ne-a ajutat să scoatem primul ziar, Basarabia. Totodată, el a fost acela care ne-a ajutat pe mai mulți să venim la studii în Iași și la București. Și am fost la o vreme până la vreo 20 de tineri. Eu mi-am făcut studiile la Iași din 1908 și până la 1912. Profesorul meu, Alexandru Xenopol, îmi propunea să rămân la universitate ca un fel de asistent pentru ca să-mi fac o carieră științifică. Eu însă i-am spus, nu voi face lucrul acesta pentru că consider mult mai important să mă întorc de unde am venit, în Basarabia, și acolo să fac ceea ce a făcut și fratele meu, Ion Halepa. Și de aceea eu am respins propunerea profesorului meu de istorie să rămân la Iași și m-am întors în Basarabia și la Chișinău. Din 1913 am început să scot revista și gazeta Cuvânt Moldovenesc. Mi-am dat seama că numai atunci voi reuși când aceste publicațiuni vor avea o durată mai lungă. Dacă primul ziar a existat de abia numai 10 luni, eu am reușit să scot și gazeta și revista nu numai până la a doua revoluție, dar și după ea. Și pe calea acestor publicațiuni am reușit să împărtășesc masele populare moldovenești la acele acțiuni politice care au dus provincia noastră la unire prin votul sfatului țării. Acest sfat al țării era necesar pentru motivul că trebuia angajat un vot expres al poporului pentru un act așa de mare însemnătate. Moldova fusese dărâmată de țarul Alexandru I. Revoluția rusească de sub țarul Nicolae al II-lea nu mai exista. Și atunci noi, revoluționarii basarabeni, ne-am gândit că cel mai bun lucru este ca noi, revoluția rusească, să o întrebuințăm și în sensul acesta, ca să readucem provincia noastră la mama ei, România. Sfatul țării a fost
organizat așa fel, încât n-a rămas absolut nicio categorie socială și economică care să nu-și aibă reprezentanța lor în acest parlament al provinciei noastre. De bună seamă că majoritatea deputaților nu putea să fie decât moldoveni, pentru motivul că ei erau băștinașii provinciei și ei erau și majoritatea populației provinciei noastre. Dar și minoritățile n-au fost câtuși de puțin neglijate și alte categorii sociale și economice încă și-au avut reprezentanța lor, încât sfatul țării atunci când s-a deschis a fost recunoscut absolut de toată lumea din Basarabia. Noua conștiință națională ne-a dictat să colaborăm cu România, care era vecina noastră și era și mama noastră, pentru că noi am fost rupți din Moldova în 1812. Și de ce? Adică în 1918 ea ar fi încetat să ne fie mama noastră. Noi ne-am adresat față că poporului român cu care să ne ajutăm în cazurile acelea care erau atunci când nimeni nu mai credea că Rusia va putea să domine situația anarhică care domnea tot imperiul și care a costat poporul rus cel puțin 20-30 de milioane de vieți. Noi am făcut actul unirii la 27 martie și pe calea aceasta ne-am salvat situația în care se găsa provincia și de atunci am început să conlucrăm cu frații noștri de peste Prut, încât părea că lucrurile s-au organizat destul de bine. Pentru unire s-au votat 86 de deputați. Împotriva unirii au votat numai 3. Acești 3 erau străini de neamul nostru și noi i-am înțeles că puteau să fie și împotriva actului unirii. Noi însă nu ne-am răzbunat pe dânsii, ei au rămas în situații în care se găsa, unul dintre ei au ajuns mai pe urmă chiar și inspector în mișcarea cooperativă. Dar nenorocirea care a fost că cei care s-au obținut de la vot și au fost și de ceia, au început să agite problema că Basarabia nu poate să rămâie în cadrul statului român, ci ea trebuie să se gândească, să se întoarcă la Rusia. Lucrul acesta părea imposibil pentru motivul că Rusia nu mai exista. Dar de la un timp, chiar și această Rusie a început să se organizeze. Și cel mai mare organizator a fost totuși Partidul Bolșevic, care i-a biruit pe toți generalii albi și de dreapta și puterea toată au concentrat-o în mâinile Partidului Comunist. Și la un moment dat, la 1940, Rusia sovietică, prin glasul lui Stalin, a pretins României să părăsească Basarabia și ea să se întoarcă de unde fusese scăpată din noi sfatul țării. Conducerea de pe atunci a României, care se găsea sub dictatura regelui Carol al II-lea, a făcut marea crimă că a cedat această provincie fără o împotrivire. N-a fost întrebat
nici sfatul țării n-a fost întrebat poporul basarabean, încât actul regelui Carol, care s-a înțeles în chestiunea aceasta numai cu Consiliul lui de Coroană, a fost un act ilegal. Și noi nici până acum nu putem să-l recunoaștem. Pentru că Basarabia este românească și ea trebuie să rămâie românească. Această provincie, fără cultură națională în limba maternă, nu poate exista. Și de aceea noi socotim că ziua de mâine va trebui să hotărască chestiunea aceasta numai în folosul neamului românesc. Basarabia nu poate să fie decât românească. Întrucât despre dumneavoastră s-a spus că sunteți omul politic care v-ați identificat perfect cu destinul provinciei dintre Prut și Nistru, pe care ați reprezentat-o în Parlament. Și pentru că tot de dumneavoastră s-a spus că sunteți omul politic care are în permanență obsesia provinciei pe care o reprezintă, vă rog să ne spuneți ca încheiere cum vedeți dumneavoastră viitorul Basarabiei. Viitorul Basarabiei este acela al omenirii luminate. Omenirea, până când nu-și va însuși cunoștințele științei și mai ales nu va avea conștiința de sine, această omenire nu va avea liniștea și pacea pe care o dorește. Eu, unul, cred că știința își face rostul ei, conștiința națională se trezește la toate popoarele și chiar noi, care am fost un popor așa de întârziat, noi încă astăzi putem spune că avem o conștiință națională care se manifestă în chip natural foarte puternic. Și nu numai aici, în România, ca Republică Socialistă, ea se manifestă și în Republica Socialistă Sovietică Moldovenească. Și acolo noi avem și școală în limba noastră maternă, avem o universitate, avem o politehnică, avem o academie de știință, încât conștiința națională moldovenească este clară și viitorul nu poate fi decât în folosul unirii Basarabiei cu România. Altfel, această provincie ar fi jertfită pentru niște idei care n-au niciun rost în viața omenirii. Popoarele trebuie să trăiască așa cum le dictează interesul, sufletul și conștiința.